Deci ăstea expirate, da? Le luați, le puneți deoparte separat ăstea. Da? Deci tot ce marfă expirat, tot ce nu deține acte de proveniență, certificat de calitate și conformitate, ridicați în vederea confiscării. În piața Calea Basarabiei, la un control amplu, au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare de 500 de lei pentru lipsa documentelor de proveniență a mărfii și a documentelor care să ateste calitatea produselor. Au fost confiscate 150 de kilograme de pește, 6 kilograme de carne de pasăre, 5 kilograme de icre și 67 de sticle cu băuturi alcoolice. 34 de sancțiuni contravenționale în sumă de 10.000 de lei au fost aplicate de polițiștii locali agenților economici care își desfășoară activitatea în piața Micro 19. Amenzile au fost date pentru lipsa documentelor de proveniență a mărfii și a documentelor care să ateste calitatea acesteia, precum și pentru neafișarea prețurilor practicate. Este expirată, da? Păi dumneavoastră puneți în consum și comercializați marfă expirată? Din greșeală? Înseamnă că reclamația se confirmă, domnul. Tot pe linie de comerț, în piața Micro 17, polițiștii locali au depistat o persoană în vârstă de 54 de ani, domiciliat în orașul Cahul, Republica Moldova, care avea scoase la vânzare produse alimentare ce aveau termenul de valabilitate expirat sau a căror termen de valabilitate nu era specificat. Vânzătoarea nu deținea nici documente care să justifice proveniența produselor comercializate. Ciocolate, biscuiți, bomboane... Termenul de valabilitate expirat... Ați avut și ceva expirat? Da. Aveați cunoștință că dumneavoastră comercializați produse expirat? Nu. N-am știut. Jur că n-am știut. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei și au fost ridicate în vederea confiscării 11 kg de biscuiți, 12 kg de halva, 27 de kg de bomboane, 2 kg de cașcaval, borcane cu hrean, miere de albine și icre. Toate produsele au fost predate la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați. În primele două luni ale anului, polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Activități Comerciale au constatat 7 infracțiuni și au dat 300 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 75.000 de lei.